Conform noului statut al elevului, care se pune în aplicare din septembrie, telefonul mobil va fi interzis în timpul orelor, cu excepția utilizării lui în scop educativ cu acordul profesorului. Fiecare unitate de învățământ va decide cum va gestiona această situație. Cert este că atunci când elevul nu respectă interdicția, telefonul lui poate fi reținut până la finalul zilei și predat părintelui. În alte țări, regulile sunt mult mai stricte. În Marea Britanie, de exemplu, elevii nu au voie cu telefonul mobil nici în incinta școlii. De asemenea, noul statut al elevului și în regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar sunt prevăzute și scăderea notei la purtare, dar și introducerea unei săli speciale. În cazul în care un elev deranjează ora de curs, profesorul poate decide ca acesta să meargă într-o altă sală asemănătoare cu sălile de detenție din școlile americane. Elevul ar trebui să fie supravegheat și nu va primi absență. La finalul fiecărui modul de învățare, elevul va primi o notă la purtare. La sfârșit de an școlar se calculează media acestei note. Media scade cu un punct la fiecare 20 de absențe nemotivate. La capitolul sancțiuni, elevilor li se poate suspenda dreptul de a primi bursă în anul respectiv sau pot fi suspendați sau exmatriculați cu sau fără drept de înscriere în aceeași școală sau în alte unități de învățământ. Cei cu posibilitatea de reînscriere pot primi consiliere școlară sau psihologică. Am stat de vorbă cu Darius Lăpădat, fost președinte al Consiliului Elevilor din Cara Severin, actualmente student al Universității București. Darius spune că un astfel de statut era necesar, chiar dacă aduce și prevederi pe care el le consideră ca fiind inadecvate. Noul statut al elevului vine într-un moment în care educația din România are nevoie de o schimbare majoră, dar din păcate vine atât cu prevederi bune, cât și cu prevederi mai puțin bune. Iar una dintre aceste prevederi mai puțin bune este introducerea sălilor de detenție în școli. Săli de detenție pe care Ministerul Educației le propune, dar nu spune concret cine va sta cu elevii acolo și ce va face. Toate aceste lucruri rămân la latitudinea școlilor, în funcție de posibilitățile pe care fiecare școală le are, iar la modul real școlile din România nu prea au posibilități să facă asta sau au foarte puține școli din România posibilitatea să implementeze această nouă prevedere la modul real. De asemenea, putem să vorbim și despre părți bune ale statutului elevului, ale noului statut al elevului, și anume interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, o măsură care cred eu că va avea un efect semnificativ asupra sporirii atenției elevilor la orele de curs.